Ăsta îl plătește titularul. Uitați aici. Ăsta îl plătește titularul, arendatorul. Îi luați lui odată 16% plus 5,5%. Așa. Și după aceea ne puneți pe noi să facturăm. Aia e altceva, ăla 24%. Deși dumneavoastră ați convenit în contract ca să faceți un schimb direct, legea, și să vă compensați, că e o compensare, legea nu privește acest lucru ca pe o compensare, ci le privește ca pe două operațiuni separate, da? În care dumneavoastră, în contrapartidă pentru cei datorați lui, îi faceți o livrare de bunuri. Dacă i-ați dat bani, n-ați plătit TVA. Discuțiile în cadrul întâlnirii care a avut loc la sediul Direcției Agricole au fost aprinse. Reprezentanții fermierilor au explicat că arenda nu reprezintă venit pentru arendaș, iar taxa pe valoare adăugată plătită de societăți nu este recuperată. În urma aplicării acesteia însă, societățile agricole s-au trezit că au deplătit din 2011 până în prezent sute de mii de euro pe TVA și impozit pe profit din arendă. Toate fermele din România se vor închide. Noi o să lăsăm terenurile, o să vindem utilajele, ca să putem să plătim la fix banii. La o fermă simplu, la o fermă de 500 de hectare, pentru anul 2011, 2012, 2013, cum costă dumneavoastră să ne facă calcule, vor să aducă cam 100.000 de euro. Nu văd care din fermierii care dețin o suprafață de 500 de hectare poate să dea mâine 100.000 de euro. Deci, practic, toată agricultura va fi în faliment. În fapt, la un calcul simplu, arendașul este obligat să rețină din arenda proprietarului de teren peste 60% din cerealele care îi se cuvin la hectar. În urma controlului Ministerului Finanțelor, a trebuit ca pe plata arendei în natură să se rețină TVA-ul de la arendatori și să fie livrat statului. Bineînțeles că fermierii și-au arătat nemulțumirea față de acest lucru, mai ales că aceste controle vizează ani retroactiv 2013, 2012, 2011 și vă dați seama că sumele care trebuie recuperate și plătite sunt foarte mari, ele suportând și penalități. Reprezentanții finanțelor publice mehedinți au explicat care este legislația în baza căreia este calculat impozitul pe arendă și de la care ei nu se pot abate. Singura soluție rămâne schimbarea legii. Sunt multe probleme și întâlnirea noastră sigur că a avut rolul de a înțelege cât mai bine prevederile legislative, de a explica anumite situații și poate din aceste explicații dânsii să-și dea seama ce conduită, să zic așa, trebuie să aleagă în afaceri, care sunt, ce măsuri trebuie să ia ca să obțină ceea ce este în interesul dânșilor și anume să facă, să aibă o afacere profitabilă. Conducerea Asociației Producătorilor Agricoli din Mehedinți, afiliată la PAR, va înainta o adresă către Ministerul Finanțelor pentru ca societățile agricole să fie exceptate de la plata TVA pe arendă în condițiile în care aceasta nu poate fi considerată un venit. Noi o să facem toate demersurile să mergem mai departe către Ministerul Finanțelor să fie o schimbare, că dacă nu, firmele, societățile agricole vor intra în faliment. Va spune, de la anul nu-ți mai dau terenul, îl declar nelucrat la apia și el va încasa 5 milioane pe hectar, nu 2 milioane jumătate de la mine. Deci asta înseamnă pământurile vor rămâne nemuncite și noi o să importăm mai departe produse agricole. Pericolul generat de legislația deficitară ar fi că proprietarii de terenuri ar putea constata că obțin un venit mai mare dacă lasă pământul necultivat și vor refuza să-l mai dea în arendă. Este un scenariu posibil și care ar putea transforma România într-o veritabilă pârloagă.